fața 11-a, da. O venim mai devreme. Fie ABCD, 12 de la pagina 119. ABCD pătrat. Cine Cosmin? Da. Ce vină Cosmin în pace? Cosmin vină în pace. Îmi merge pentru ea, vrei. Nu, să lucreze, că îi dau eu să lucrez ceva așa. ABCD pătrat, în exteriorul căruia construim triunghiurile echilaterale. Deci ABCD pătrat, în ipoteză. Deci, în ipoteză, avem că ABCD pătrat, da. O, dar care stau și eu, ca să nu mai că nu mai bine. ABCD pătrat, în exteriorul căruia construim triunghiurile echilaterale BCM și DCN. Triunghiuri echilaterale. Triunghiuri echilaterale. Arătați că AM congruent cu BN. AM congruent cu BN. Asta la A mic. B mic. AM perpendicular pe BN. Cum? AM perpendicular pe BN. Și la C mic arătați ca APC cu liniare. APC. A liniuță F, unde P, APC. Unde P este intersecția lui BN cu DM. BN cu DM. Asta e punct. P. APC a zis. Da, deci lucrează ceva, niște limite până când ai cu limite, nu? Și nu văd că la mată ce ai vrea să faci, da? Determinați? Excelent. Dar acum lucrează niște limite, stai acolo. Modelul acela, alte modele care mai ai tu acolo. Da, pornim problema. Deci, se dă un pătrat. Ce este pătrat ca definiție? 4 paralelogramul cu toate laturile complete, nu? Paralelogramul cu toate laturile complete e romb. Ne. Pătratul ce este? Pătratul și cu unghiile de 90 grade. Asta e. Dreptunghiul cu două... Dreptunghiul cu două laturi alăturate congruente. Așa dăm definiția. Dreptunghiul cu două laturi alăturate congruente. Așa, da. A. B, C, D și construim BCM. BCM. Deci aici construiesc un triunghi echilateral. BCM. Și DCN. DCN. Trebuie să arătăm că am încât benă. Și deci. Am. Faceți cu lainerea. Aveți? Cu DN. Am. Cu BM. BN. Și trebuie să demonstrăm că e. Ia uite. Că bână e cât amă, pe culaină. Bână cât amă. Da. Cât amă e perpendiculară pe bână. Și că sunt și perpendiculară pe două. Care am dus acum. Și că amă e și perpendiculară. Asta înseamnă că dacă le luăm ca niște diagonale, ar trebui să fie... Dar pot să... Dar doar mă gândeam, nu zic soluții. Auzi, chiar așa spune Miruna, să te gândește pentru tine. Da, bine. Și apă C. Hai măi, la punctul ce apă C, să-l vedem și pe punctul P și gata. Apă C, pe bână cu dâmă. Bână. Bână cu dâmă. Puteți unim bână cu dâmă. Mișto mai tare. să demonstrăm că triunghiul... APC. Ca să demonstrăm că A mă e concurentă cu BN, trebuie să demonstrăm mai întâi că triunghiul A, B, mă e congruent cu triunghiul N, B, C. Și dacă am demonstrat... D-n că e congruent cu B, C, M. Acum, vezi că e corect ce facem. Mai vorbim. Păi, stai puțin, să zic el ideea lui. Tu ai vrut să-l completezi, adică să-i preiei ideea. Da. Da, Miruna. Deci, da, asta. Deci, atenție multe. Haideți să ne respectăm, că v-am propus asta și o facem. Miruna, urmărim, vedem, poftim de ce există? Pentru ca N, B să fie cât A, mă. Da, trebuie să demonstrăm că triunghiurile N, B, C congruent cu A, B, M. Așa. Oare sunt? Bine ar fi să fie. Păi deci, da. Visam. Bine, Miruna, ți-a scos și ideea ta, da? Îndată, după și terminăm pe a lui. Deci, oare sunt aceste două triunghiuri concrete? Ade. De ce te bagi, bă, peste ideea? Hai zi! Hai, hai. Păi trebuie să demonstrăm că avem că AB e paralel cu DC și cu DC e congruent cu NC, deoarece triunghiul NDC este triunghi isoscel. E echilateral, pardon. Deci asta e cât asta. Da. După aia, BM e congruent cu ND, tot așa, din același motiv. BM cu cine? BM cu BC. Cu BC, da. Din același motiv. Triunghiul este triunghi echilateral. Da, așa. Și măsura unghiului B e de 150, pentru că triunghiul CBM este echilateral și DCBA îi pătrat și într-un pătrat toate unghiurile sunt de 90 de grade și gata, am demonstrat. Deci 90 cu 60 fac 150. La fel 90 cu 60 de partea asta, da. Din același motiv fac 150. Da. Latul în latul și tot e rezolvat. Am înțeles de ce am e cât NB. Mai departe, Miruna, mă întorc acum la tine, spune-mi că tu ai avut o altă idee. Pentru că D și cu CMB sunt echilaterale. Da. Rezultă că sunt și congruente. Pentru că și cum pătratul D e congruent cu B, ele sunt și congruente. Și atunci, cum ai să aduc? Luăm asta. Este aceeași idee. Da, da. Deci nu sunt idei diferite, așa că am crezut că ai o altă construcție completă. Deci una este o altă idee. Deci așa se vede. Bun. Mai departe să arătăm că Anca, dacă s-a urmărit, dacă până aici e o întrebare. Ai vreo întrebare. E clară, nu? Da. Triunghiurile sunt concrete, să avem motive suficiente. Acum să arătăm că am pe bână. Am pe bână. Am nu prea ies că ar fi. Doar dacă facem deci un fel de romb. Am pe B, N. Mai ne uităm și noi un pic. Nu așteptăm până dată, numai să vedem să facem noi un efort. Deci am pe B, N. Da. Am vrea să găsim și noi mai ideea asta deșteaptă. Deci, nu ne ajută, lasă-mă. Că vreau și eu să fac o problemă. Am prins gata. Mai gândește la altă idee, Miruna. Vrem să găsim și noi soluția. Am înțeles că tu ai o inițiativă acolo. Te ascult, îți dau și inițiativa ta. Dar dacă dăm noi peste o altă idee, nu-i frumos să fie două idei diferite? Deci am o perpendiculară pe bună. Din congruența triunghiurilor ăla dinainte să ne oprim un pic. poate acolo este ideea. Zic și eu. Noi avem că unghiul ăsta bună, vedește spre CB. Da. Din unghiul celălalt, cine privește? AU privește spre BM. AU pe BM, da? Da. Și atunci înseamnă că unghiul de aici, de aici... Nu, pe... Nu știu de ce știu. E 150 într-o... Și suma... Nu. Suma unghiilor între unghi este 180. Da. 15. Și avem 15 acolo, 15... Uite că asta n-am văzut-o. 15 aici. 15 aici. Da. Și avem 15 acolo, 15 acolo. Tot la fel de acest motiv e 15. Deci acolo este 85. La AB... AB... Nu tot AB, numai ABC. Așa. ABC. Nu, nu, nu. AB... Asta e așa, mai ăsta. Păi, zi așa, A, B, N. Nu, da. A, B, N, E, 85. Și gata, ăla e din 90. 90. Ai dreptate? Da. Păi sunteți de acord? Da, dar nu m-am gândit la asta. Nici eu. Deci ea a gândit așa, 15-15. Da. Da, 15 din motive de trimis social acolo. Și atunci, de ce 85? Că ăsta tot era de 90. Păi 90 minus 15? 75. 75. Așa, că nu... Bine, 75. 75. Și în triunghiul ăsta A, B, L, să zic, am pe 15, 75 și atunci... Fac ăștia 290 și rămâne să nu vrei. Nu putem să mai luăm triunghiurile A, B, M și D, C, M? A, B, M și D, C, M pentru ce? Ca să tot așa să demonstrăm că pui perpendicular. Nu uita că e B perpendicular pe A, B. Eu aș face problema, la alte soluții mă gândesc acum. Uitați, când am zis că triunghiul N, C, B și cu A, B, M sunt congruente, și unghiurile sunt congruente două câte două. De data asta chiar sunt congruente că știu că sunt din măsură 15 grade. Am și măsura exactă. Dar dacă mă uit la aceste două... la astea două să mă uit. Aceste două unghiuri... Atenție! Aceste două unghiuri... Nu. La astea două. Haideți că... Iertați-mă. Umblu cu mintea în 7 locuri și văd. Deci unghiul de aici... de ăsta de 15 grade și cu ăsta de aici de 15 grade, da? Da. Ele sunt congruente din faptul că am arătat că triunghiurile sunt congruente, dar fără să le iau de 15 grade. Am demonstrat că tot unghiul ce e congruent cu tot unghiul B, adică sunt congruente. Da. Deci, din congruența triunghiurilor INCB, atenție, INCB cu MAB, din congruența triunghiurilor de care am vorbit, pentru că ar trebui să arătăm că AM este cât NB. Și celelalte elemente sunt congruente două câte două. Adică, bunarul unghiul ăsta de aici, din A, care se uită spre BM, este congruent cu unghiul ăsta de aici, care se uită spre NC, pentru că NC este cât MB din cauza situației acelea că am construit unghiuri echilaterale. Și acum, cele două unghiuri, nu știu cât de 15 grade, cele două unghiuri au o latură AB perpendiculară pe latura CB și atunci cea de-a doua latură care formează unghiul AM e perpendiculară pe MB. Reciproca a teoremei unghiurile cu laturile congruente cu laturi congruente. Deci două unghiuri care au laturile perpendiculare două câte două sunt congruente. Am mai folosit noi asta. Da. Reciproc. Dacă două unghiuri sunt congruente Și a o latură perpendiculară pe asta și cea de-a doua perpendiculară pe cealaltă. Tu ai făcut demonstrația la asta. Deci, atenție, Miruna. Unghiul B-A-M. Unghiul B-A-M. Care este parte, este un unghi al triunghiului A-B-M. Este congruent cu unghiul C-B-N. Cu C-B-N. Din triunghiul C-B-N. Din demonstrația celor două triunghiuri care sunt cu verde, noi puteam continua și să zicem, am zis că AM este cât M. Dar mai puteam să spun și elementele celelalte sunt congruente două de două. Adică și unghiul ăsta de aici congruent cu ăsta. Cele două unghiuri au o latură a unghiului acesta, perpendiculară pe latura celui de-al doilea unghi. Din cauza ai dreptunghiului. Atunci, cea de-a doua latură care completează unghiul, care completează pe ăsta, va fi perpendiculară pe cea de-a doua latură a unghiului ăsta. Așa, trebuie să ne dați păi, zis-o. Scrieți-o. Deci, spuneți așa. Unghiurile cu laturile perpendiculare două câte două. Unghiurile cu laturile perpendiculare două câte două. Sunt congruente. Unghiurile cu laturile perpendiculare două câte două sunt congruente. Unghiurile cu laturile perpendiculare două câte două sunt congruente. Reciproc. Reciproc. Asta o aplicăm aici. Reciproc. Dacă două unghiuri sunt congruente, dacă două unghiuri sunt congruente, dacă două unghiuri sunt congruente și au câte o latură din fiecare unghi și au câte o latură din fiecare unghi perpendiculară pe cealaltă, atunci, celelalte două unghiuri care completează, celelalte două laturi care completează unghiurile, atunci, celelalte două laturi, celelalte două laturi care completează unghiurile, sunt și ele perpendiculare. Atenție! Deci unghiul ăsta de aici, Adi, pe care îl notez cu albastru, e congruent cu unghiul ăsta. Pentru că unghiul ăsta cu albastru face parte din triunghiul M, B, A. Da, care am zis că e congruent cu triunghiul C, B. Da. Triunghiurile fiind congruente și unghiurile sunt congruente. Dar aceste două unghiuri au o latură, atenție, au o latură perpendiculară pe latura din celălalt unghi. Deci au câte o latură perpendiculară, pentru că laturile acestea două pe care le vedem sunt din pătrat. Și atunci, într-un pătrat, toate unghiurile sunt 9 ridicate. Deci, de aceea AB e perpendicular pe CB. Unghiurile fiind și congruente, n-au ce face betele laturi, acele două, adică e vorba de latura asta care completează unghiul, cu latura cealaltă care completează unghiul, n-au ce face aceste două decât să fie perpendiculare. Deci, teorema așa spune, reciproca spune. Dacă am două unghiuri congruente, și le-am, da, și au o latura unuia perpendiculară pe o latura celuilalt, celelalte două care completează n-au ce face. Vor fi și ele perpendiculare. Ah, super! Da? Așa este conținutul, trebuie să înțelegeți așa. Două unghiuri congruente. O latura unuia perpendiculară pe latura celuilalt. Și celelalte două. Atunci celelalte două care completează unghiurile sunt și ele perpendiculare. Super. E teorema reciprocată teoremei, unghiurile cu laturile perpendiculare 2 câte 2 sunt congruente. Deci dacă am 2 câte 2 perpendiculare, adică asta pe asta și asta pe asta, ele sunt congruente, reciproc. Dacă sunt congruente, au câte una perpendiculare și atunci celelalte care completează perpendiculare. Eu la asta m-aș fi gândit, Miruna s-a gândit, și-a și calculat concret, a avut șansă că acolo au văzut 60 cu 90 și 150. Da. De acolo se dă seama și ai reușit să faci problema. Poți să fac eu demonstrația. O secundă, am în terminal pe până, avem punctul C. Punctul C. Trebuie să arătăm că A, P și C sunt coliniare. A, P și C. A, P și C sunt coliniare. Păi ca să demonstrăm că A este și C sunt coliniare, de mai mult. Este să arătăm așa ca A, P, A, P și C coliniare. Să le facem plan. A, P și C coliniare. Păi noi știm că într-un pătrat diagonalele sunt congruente. Știu. Bună asta. Așa. Și de unii pe ăla. Și... Deci știm că diagonalele pătratului sunt congruente. Da, bun, hai. Ceva. Da, zi tu ceva. Trebuie să prindem problema și nu am când redactat. Bine, că vă la lucrare nu faceți cum fac eu acum. Ai făcut punctele, redactat. Da, scrii, dacă ai văzut. Stai să povestesc ideea. Că te-am pus să redactezi, nu mai ai timp. Da? Aici ne facem planul, că aici ne permite. Am o întrebare. Unghiile opuse, dacă am demonstrat că D, P, A e cât C, P, M ar fi, A, P, C, coliniare? Deci, dacă... D, P, A. Pentru ca C, P și A să fie coliniare, da. Tu te gândi să arăți că... Că D, P, A cu C, P, M. D, P, A cu C, P, M. Cu C, C, P, P, M. Dacă am demonstrat... D, P, A cu C, P, M. Dacă arăți astea unghiurile congruente, apare ceva ca teoremei unghiuri opuse la vârstă congruente. Deci dacă arăți, iată o idee pe care o are Miruna, ea zice, dacă aș reuși să arăt că unghiul ăsta e cât ăsta, ce fericit aș fi eu, că în clipa asta totul ar fi clar. Nu? Păi să luăm triunghiurile D, C, M și A, B... D, C, M... Poate triunghiul ca să-l cuprindă și pe P nu prea sunt. Dar dacă luăm P, A, B și C, P... P, A... B, A, B... Și... Păi dacă trebuie să prinzi pe P... În două triunghi. D, P, A. D, P, A... Ca să fie unghiul ăsta. Da, D, P, A și C, P... Nu sunt congruente. Nu prea sunt congruente, le-aș la 8. Da, să vezi, n-ai șansă. Ce elemente ai ca să fii congruente? Și apoi dacă nu se vede din figură, nu prea tragi de ele. Miruna, deci ideea ta acolo, cu unghiurile acelea opuse, congruente, nu văd cum să o găsești. Poate altceva. Poate alte coliniare, alte unghiuri. Să zicem, Miruna... De ce am arătat noi cu coliniare? Oricum, A, B, ce trebuie să-ți intre în discuția acolo? Am arătat ce facă-s coliniare. Cum? Am arătat în problema asta că sunt coliniare. Ai arătat? Da. A, parcă... Nu, parcă-s coliniare. Dacă ne ducem pe A... Nu mai ține decât. Măsura lui P, A, M are... Măsura, deci P, A, M are 90 minus 45 minus 15. Deci pe măsura lui P, A, M. Adică ăsta de aici. Nu. A, P, M. A, P, M. Unghiul ăsta așa, da. Și le ducem într-un unghiul A, P, M. Deci ăsta așa. Da, și le ducem într-un unghiul A, P, M. A, P, M. P, A, M este egal cu 90 minus 45 AC e pisictoare, minus 45. AC? AB zicem. Deci... AB e bisectoare. AC e bisectoare. AB. AB. AC. AB sau AB e tot E bisectoare, în D, C, AB. În D, C, AB. Deci... E diagonală, mama. Da. AC e diagonală la pătrat. 45, 45. 45, da. C, AM este egal cu 90 minus 45 minus 15. Deci C, A, M, este... Păi dacă e 45 minus 15, e 30. E 30 de grade. Da. Deci hai să spunem că asta este 30 de grade deodată. Da. Așa. Știi de tot că 5 ăla, că așa nu era corect, nu? Da. Nu, deci, da. Asta e 30, așa, Miruna. Da, da. E 30. M, U, P, M, A este... P, M, A, da. P, M, A este 60 minus 15, că D, C, M are 15, și minus A, M, B, care are tot 15. Și e tot 30. E tot 30 ăla, da, corect. Deci, ăsta de aici... Ăla de acolo, e tot 30. Da. Din ce motiv? Pentru că D, M, C are 15. Ăla are 15, deci, are practic, a fost 60, da. Și a scăzut de pe margini 15 și 15. Da, și da. Tot 30. 30. Cum ai, e soșel. Da. Bun, acum mă gândesc că D, P, C... ăla are 45. Deci asta ar fi la 120, dacă vrei. Da, da, 120. Deci ea vede, o calculează și face 120 pentru că scade din 180, 60 și rămâne asta de 120. Da. DCB are 45. DCA are 45. DCA. A, 45 de grade. De ce? De ce? Că dacă AB e dreptul și A că e diagonală. Așa. Și... E pătrat. Da. Așa, da. Asta e 45. Și cât DM are 15. 15, da. Deci 180... Iar 60. Da. Da, iar 60 și ala iar 120, domn profesor. Deci ala e cât ăla. Și gata. Dacă ăla e cât ăla, alte două spun greu. Fiindcă acestea sunt opuse, le-e obligat să fie opuse, da. Din calcul. Are, deci, în clipa asta 120, asta e 120. Congruente. Congruente și cu asta D, P, M cu aliniare și C, P, A cu aliniare. Poți să continui demonstrația? La punctul ce? La punctul ce? Nu, la punctul A. Că punctul A l-am înțeles. Da, sigur că tu. Punctul A l-am înțeles. Mai vreau o dată. Aici nu s-a înțeles cum a lucrat. Nu. Hai să vedem repede. Miruna, tăi drumul la treabă. Deci Miruna zice așa. Tot unghiul ăsta așa. CAB. CAB e de 45 de grade asta. Da, deci... A, da. Că ăsta este pătrat. Și diagonala într-un pătrat. E bisectoare. Și împarte unghiul tot în două unghiuri congruente, 45 și 45. Deci ăsta tot, așa e de, câte am zis, de 45. Ăsta micuț este de 15. Da. Și 45. 5 minus 15 și 30. Da. Da? Acum s-a dus în vârful din M. Și observă că CMD e și el tot isoscel și este de tot de așa ca triunghiul dinainte. Și atunci ăsta, unghiul ăsta tot de 15 grade sunt aici. Da. Din motivele foarte clare. Unghiul tot aici de câte grade este? Din 90 plus 60. Da. 150. 50. Și au rămas astea două. 15. De 15. 15 are ăsta. 15 are și ăsta vecinul. Și tot era de câte grade? Tot așa. De 30. De 60 are. De 60. Era și împărțit la 2. Era într-un triunghi echilateral, da? Împărțit la 2, 30. Păi nu, nu că împărțit la 2. 15 pe... L-am luat de aici, 15 luat de aici din 30, din 60, pardon, 30. Rămâne ca să fie de 30 din interior. Deci unghiul P, M, A e de 30. Da. La analog am arătat că P, A, M e de 30. 30 cu 30 fac 60 și a rămas ăstuia de aici din P, adică A, P, M, 120. De 120. Da. Terminat, stop. Mă duc în triunghiul D, P, C. În D, P, C, ce aveam? Am presat de 15 grade. Da. Din ce motiv? Din triunghiul. Da, din triunghiul. Mă, da. Da. 15 grade. Ăsta de aici. D, C, P. D, C, P. E de 45. Că A, C e bisectoare. Și l-am împărțit pe tot din 90 în 2. A, l-am împărțit pe ăla în 2. Păi da, așa se întâmplă. Și atunci e 45 cu 15 de aici. Parcă 60. Și atunci a rămas unghiul așa. 120. Ăsta a rămas 120. Opa. Da? 120. Și în condițiile astea, 120 are D, P, C. 120 are și A, P, M. Și acum, fiind 120, ele sunt congruente, dacă da. Deși ești măsură. 120. Și cum sunt de aceeași măsură, iar punctele D, P, M sunt coliniate, le obligă și pe astea ca să fie unghiuri opuse la vârf. Adică pe C, pe A, să fie și ele coliniate. Nu? Unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Acum, dacă două unghiuri sunt congruente, și se întâmplă că să am 3 puncte colineare și celelalte sunt tot colineare. Ca pe ce colineare. Eu să demonstrez la... Începe Anca. Demonstrație. Deci luăm un DCM. Fie triunghiul ABM. Fie triunghiul. Să demonstrăm punctul A. Da. ABM. Da. Și cu DCM. Și... NCB. Dar e NCB. A, da, da. E NCB, da? Da. E NCB. Acum o speram de ce nu vine. Despre care pot să spui? Pot să zic eu? Nu. AB cu N. AB cu BC. Așa, AB. Haideți, le datează singur acolo. Bine. Congruent cu BC. BC, da. Dar nu-i cu BC, e cu NC. A, B, cu BC. E bine. Dar nu-i cu NC. Cu Cotioline, ăla, C, B, cu... Dar de ce nu-i bine așa? A, B, este cât BC. O latura unghiului ăsta. O să cât aia. Nu mai e bă. Dar e corect, ba da. Adi, de ce nu ești tu mulțumit? Dumneavoastră a spus o linie la AB și o linie la NC. Lasă-le liniile acum, dacă eu am văzut așa. Da. Dar e corect așa. E vede, foarte bine. AB este cât BC. Unghiul ABM. Unghiul ABM, da. ABM. Măsura. Da. Măsura lui ABM. Cu NCB. Congruent cu cine? NCB. NCB. Egal cu măsura. Sau unghiurile congruente și spunem în paranteză 150 grade. Da? Și unghiurile acestea congruente și în paranteză măsura 150 grade. Așa ca să fie bine. Mai departe. Și latura BM cu... BM cu NC. Așa. BM congruent cu NC. Astea toate sunt din ipoteză. Triunghiile laterale construite acolo, da? Da. Din ipoteză. Și atunci, din aceste 3 elemente, rezultă că, conform latură, unghi și latură, triunghiul ABM. Triunghiul ABM. Congruent cu triunghiul NCB. Și din congruența triunghiului NCB, rezultă da? Rezultă că AM cu BM. A, ier. B, N. Și gata. A, ier. Congruent cu... A, M. A, ier. Așa. B, N. Da. Ceea ce ne trebuie. Bun. Și hai să luăm și unghiul. Unghiul de aici. Congruent cu unghiul ăsta de aici, da? Unghiul M, A, B. M, A, B. Congruent cu unghiul NBC. Deci MAB cu NBC. NBC. și luăm pe astea deoparte. Cam cum am spus că M, A, B, congruent cu NBC și au latura AB perpendicular pe CB, reciproca, da? Da. AB perpendiculară pe CB. Din cele două acoladă rezultă că cea de treia latură INB e perpendiculară pe UNB perpendiculară pe AM. Cea de-a doua latură. Așa, ne-am lăsat și punctul pe ăsta. Uite ce tare. INB pe AM. Și mai arătăm că APC sunt colineare. Zicem A, virgulă, P, virgulă, nu A, liniuță, P, C, adică ordinea asta APC, sunt colineare, dacă și numai dacă, măsura unghiului C, CPD, măsura lui CPD, nu? Egală cu măsura cărei CPD de cu A pe M. Egală cu măsura lui A pe M. Deci asta. Vor fi colineare dacă CPD egal cu măsura lui A pe M. Și pornim. Măsura lui CPD. Măsura lui CPD CPD egal cu 180 de grade CPD 180 de grade minus PCD măsura lui PCD și minus măsura lui CDP CDP. În ce triunghi am discutat asta? În triunghiul DPC. Triunghiul DPC. DPC. Toată asta, da? Și egal mai departe, cu 180 de grade. Minus 45. Știți de ce 45? Da, minus 15. Și minus 15. Și facem în total, în final, 120. 120. Pe de altă parte, măsura lui... Ba nu mai... 120. 180 minus 60. Minus 45. 180 minus 60 face 120. Da, eu nu știu ce. În triunghiul A pe M, în triunghiul A pe M, măsura lui unghiul acesta A pe M, A pe M, egal tot așa 180, minus măsura lui P-A-M, măsura lui P-A-M, minus măsura lui P-M-A. Și egal cu, ar fi 180, minus, în paranteză, 45 minus 15. Nu? Da, 45 da. Minus 15. Adică 60, 120. Cum? 45 minus 15, minus 30 ar trebui. Minus 30 și minus celălalt pe care tot de 30 de acolo. Tot 120. Face tot 120. Problema e rezolvată pentru că am arătat că unghiurile acelea sunt congruente. Da. Deci dacă și mai dacă sunt congruente. Și da, am arătat că de măsură 120 de grade și terminat problema. Bun. Câte ceasul că... Și 27. Și 27 am obosit. Ne oprim aici. Da. Mai aveam încă o problemă. Dar o facem și acasă. Da. Încercați să o faci acasă că nu mai aveți. Sinteza. Gata. Te-ai dat cadou, măi. Și ține și ancăi. Sinteza, haideți. Am făcut probleme cu... Cu ăsta, cu paralelogramul. Da. Cu dreptunghiul. Da. Cu... Ce am făcut? Pătratul. Concurența înălțimilor. Da. A fost acolo, nu? Se demonstră că două triunghiuri sunt congruente. Cred că asta toată lumea știa. Da. Cred. Cât Adică, 8, neapărat 8 trebuie să fie. Dar la cât am făcut, mi-e și rușine să nu cunosc. Sinteza orei? Bună. Am făcut paralelogramul, da? Da, după aia dreptunghiul, după aia o leacă din pătrat. Romb. Da, rombul, bine spus. Nu știu ce trebuie. Ce-am mai făcut copii? Paralelogram, rom, dreptunghi. Și ce-am mai făcut? Viața mea. Pătrat, nu? Cinci. Concurența înălțimilor, nu? Da, mâine la școală. Probleme. Da? Decide pe tine. Ai știut de noapte, nu? Arată de paralelogram, facea cu două din ele. Dacă și arăt eu. M-am concentrată mai mult. Nu la bloc, la doar, le-ai făcut, da? Comeam și eu sâmbătă. Dar le-ai să fac cadou, mă. Până ți iei, ai. Dacă ai două culori, deja ai. Le-am dat de mult la Lidl. De mult. De mult? Apoi, acum sunt cu mai multe culori. Cu gri, cu bej, cu maro. Dar nu numai... Și cu mov, și cu negru. Și verde. Dar așa are și sora, mă, că numai că i s-a terminat. Astea două tot să nu mai să le păstrez, da? Da, le păstrez. Hai, fă finală, zi. La revedere, vă mulțumim că lăsăm ori pe profană și vă dărăm o seară plăcută cu continuare. Nu uitați de like și share, dar domnul profesor nu e aici. Și-o la revedere, dragii mei.